În primul rând, sunt foarte recunoscător. Am ascultat cu maximă atenție și interes și înțeleg punctul de vedere al fiecăruia exprimat aici. Revin la următoarea chestiune. Problema etnolingvistică în Republica Moldova poate fi rezolvată doar de o manieră consensuală. Ce limbă vorbești? Moldovenească. Iată, mă uit la soldat Tudor, care îl știu din 1988. Un om care era pe o poziție diametral opusă în raport cu mine. Dar au trecut niște ani. Ne-am maturizat, ne-am încătruțit la cap. Deci astăzi nu poți să pui problema așa. Ori moldovenească, ori română. Ce să facem dacă același fenomen lingvistic, dintr-un motiv sau altul, poartă două titulaturi? Să ne spargem capitele? Asta nu are nimic în comun cu loialitatea față de țara ta, care este Republica Moldova. Eu, de exemplu, n-am alt cetățenie și n-am cerut-o și nici altul. Stai, Visarion, nu te iei de drum. Stai cu privățare, taci. Una dau. Nu. Stai, acum, Visarion, știu. Sunt de acord, nu, cum să spun eu, este un aspect pe care vreau să-l menționez, nu neapărat să fiți de acord cu mine. Credeți-mă că este un adevăr trăit și studiat vagoane de cărți și experiență personală. Am avantajul să citesc în trei limbi imperiale, rusă, franceză și engleză, în afară de limba română sau moldovenească, cum numiți-o cu dorința. Nu este imperial. Da, nu este imperial. Colonial. Dar pot să-mi dau seama, apropo, a doua remarcă, haideți să contextualizăm, răsșirim cartincul. Kinoul nas șracăfarmat mă e, понимаете? Dacă noi ne cantonăm la Republica Moldova versus România, care vreți să ne agreseze, nu înțelegem nimic. Haideți măcar să-l citim pe Pete Buchanan, așa îl cheamă, da? Patrick Buchanan, Moartea Americii, da? Este în toate limbile, cartea. Sau poate să citim francezii, ce scriu astăzi francezii, ce înseamnă moartea națiunii franceze la ora actuală, dispariția culturii, deruralizarea, deindustrializarea, desuveranizarea este cuvântul de ordine pentru orice patriot din Europa sau din Statele Unite sau din alte țări. Acum, dacă contextualizăm, ieșim din obsesia și teroarea istoriei. Istoria trebuie cunoscută, dar ea trebuie să ne conducă spre lecții însușite cu înțelepciune. Nu să scobim mereu acolo. Foarte bine că istoricii fac treaba asta, caut tot felul de... Dar când noi, mai ales ca neprofesioniști, căutăm argumente pentru propriile prejudecăți, este o tragedie personală. Disconfortul acesta, care se numește românofobie sau rusofobie, nu ne ajută la exercițiul nostru intelectual deloc. Un aspect. Al doilea aspect pe care îl știe toată lumea. Cum s-a format orice colectivitate care a căpătat o limbă, un profil identitar? Atunci când a reușit să-și identifice dușmanul extern. Vneșnii vragi. Da. Citaie în sociologie, mă zice. Așa este. Vă-mi slovă îndevări. Românii în raport cu ungurii, rușii în raport cu tataro-mongolii, putem să continuăm cât vreți. Care era dușmanul extern? Întotdeauna. Mi-aduc aminte când lansam o carte tot la Comrat, în biblioteca regională, Леня Добров, Соскулашев, Юра, слушай, когда ты был воплощением нашего внешнего врага, вот это нас объединяло. Теперь ты стал нашим другом, теперь мы гагаузы разобщились. Что у нас Леня? Это Ирина Влахи ради фации, Ираши, Ваня Бургуджи, то-то элита. Черта центре. Что у нас Леня, ты не прав, у нас остался один общий враг у всех граждан Республики Молдова и не только. Это глобализм. Называйте глобализация как идеология. Да? Dacă pornim de la această premiză și înțelegem că ne aflăm sub teroarea unor centre de influență foarte grele, noi suntem cu toții aliați, și ucrainenii, și noi, și românii, și rușii, suntem colectivități țintă, țări țintă, sub aspect spiritual, adică religios, sub aspect cultural, lingvistic, cum vreți, economic și așa mai departe. În momentul în care, sigur că da, în momentul în care... Ну как, змеи, сколько у нас смешанных. Вот, абсолютно. Вот поэтому, для чего требуется не сенцим, в фаца уну перикол экстерн комун, кристаллизаря унитетий национали, а тут урочет зоны Республики Молдова, аре шансы мут наймарь. В момент, в каре штим са артикулам ачести лукру, каре сла андема на оркуй, я ну лям дископерит. Сла андема на оркуй. Есть один аспект, который я буду субъединец. Аутул. Хайдет са скапам ди синдрому ди апендиче. Мы не апендикс. В момент, в каре вам înțelege, că nu suntem. Nu ne putem bucura de protectoratul suficient al Federației Ruse ca să ne rezolve problema. Putin ne bude tu n-ați permitat Chișinău, da? Nu putem să ne bucurăm de protectoratul României, Uniunii Europene, Statelor Unite. Factorul extern uneori ne poate ajuta, alteori ne poate încurca. Trebuie să înțelegem rostul conflictelor acestea geopolitice și cum navigăm între ele pentru a supraviețui. Cineva a spus foarte bine, suntem ca o barcă, все в одной лодке. În momentul în care vom înțelege că toți suntem în aceeași barcă, vom căuta remedii pentru depășirea acestor
contradicții care ni se par, numai ni se par ireconciliabile. Ei nu sunt ireconciliabile. Viziunea diferită sau interpretarea diferită a istoriei nu este o problemă ireconciliabilă pentru Republica Moldova. Un alt aspect subliniat pe bună dreptate. Putem să enumerăm, nu acum, cu altă ocazie, cum doriți dumneavoastră, care ar fi elementele de bază care caracterizează identitatea colectivă a cetățenilor Republicii Moldova. Ortodoxia e primul element. Chiar dacă nu suntem cu toții ortodoxi, nu suntem cu toții practicanți. Dacă mentalitatea colectivă, ca relație interumane, noi cu toții ne raportăm la acest set de valori. Asta este foarte important. De aceea și este agresată. Vă pun o întrebare provocatoare. De ce niciodată la televiziunile dominante din Republica Moldova nu a fost atacat, eu nu vreau să fie atacat niciun cult sau profesiune sau numiți cum vrei, organizații religioase, niciodată altă organizație, între ghilimele religioase, decât Biserica Ortodoxă? Vă pot să-mi zasâpcu, gândiți-vă, pentru că este elementul coagulant fundamental al cetățenilor Republicii Moldova, care ne dă viziunea asupra lumii. De fapt, e sistemul nostru de valori. Absolut. Noi nu avem alt sistem de valori și nici nu trebuie să-l căutăm, indiferent de specificul ocupației noastre, limba pe care o vorbim. Deci asta este chestiune fundamentală. Un al doilea aspect, fundamental. Eu vă dau două exemple, ca să nu vă rețin mult. Eu îi spuneam lui Vladimir într-o discuție recentă. Pe mine m-a cutremurat o discuție cu Mișin și altă discuție cu un separatist de la Tiraspol, da? Între ghilimele de rigoare sau fără, cum doriți dumneavoastră. Odată Mișin intră la mine, vreo 5 ani în urmă, zice, Iura, слушай, я давно хотел тебе что-то сказать, я не знаю даже, как это сформулировать. Слушай, понимаешь, зачем? Вот послушай мою судьбу. Мои родители похоронены здесь. Мои дети и внуки родились здесь. У меня другой родины нет. Я молдаванин. Poate fi înțeles omul ăsta? Bineînțeles. El este înrădăcinat aici prin părinții pe care i-a înmormântat și prin urmașii pe care i-a produs aici, în acest spațiu. El altă patrie nu are, deci rădăcina lui este legată de acest pământ și de acest aer pe care îl respiră și copiii și nepoții lui. Un alt aspect. Vorbeam cu cineva care cândva era zașitic pe Distrovia, noi eram partea aslaltă, era încă Smirnov. Nu, secretna strelca, познакомиться, nu știu ce. Я говорю, Юрий Иванович, Смирнову хорошо, блин, ты что-то произвел, он раз в самолет сел, забрал свои деньги и уехал куда-нибудь тебе себе, в Москву или там на Дальний Восток. Скажи, что? А понимаете, значит, могилы в самолет не поместятся. Мы не можем свои могилы забрать. А ты кто? Я украинец. А все думают так, и русские, и украинцы, и молдаване из Приднестровья. Мы местные, мы отсюда. Здесь наши могилы, здесь родились наши дети. Я только кистюни фундаментала, карицили де респирация, патриотика, а у них коллективитет диферите. Ca identitate lingvistică. Este o chestiune fundamentală. Ea are și dimensiunea aceasta, metafizică, nevăzută, care ne ține cheagul la oaltă. Tocmai de aceea aceste repere sunt agresate. Eu trebuie să plec. Nu, o întrebare vreau să vă dau. Da. Spune-te, rog, n-ar fi o soluție? Așa eu gândesc, intuiesc, nu sunt specialist în domeniul acesta. Că, într-adevăr, dacă pe mine mă întreba cineva, în ce limbă vorbești? Eu aș spune limba de stat, care este identică cu limba română și moldovenească. Corect. Dar nu e vorba în asta. Stai, Visarion, vorba... să-ți scot gândul la capăt. Nu, ascult. Ia că tu vrei să spui și vreau să te duci. Nu, eu vreau să întreb. Vreau să întreb și să ascult. Stai că și eu am întrebări față de tine. Unde? Problema, deci, n-ar fi normal ca, iată să zicem, să-l întrebi un austriac în ce limba vorbește. El o spune germană. O spune germană. Și au început să spună după 74. Când a fost semnat pactul de la Helsinki. Bun, astea spun convenționaliste, da, frate. Dar când îl întrebi, dar și cultura aveți? Deci ca austriacă. Noi avem cultură moldovenească. Necătând la cei că vorbim aceeași. Bineînțeles, cum spunea Nicolae Sula. Apropo, o paranteză care niciodată n-a formulat, i-a spus-o domnului Ciubotaru. Raportându-le la România, văd că multă lume se raportează la România cu frică și cu nu știu cum. Noi suntem foarte asemănători, dar ne deosebim până și la nivel din limbaj al corpului. Noi mai mult semănăm între noi, pentru că am crescut în același teritoriu, chiar dacă suntem etnic diferiți. Deci noi suntem foarte apropiați, dar în același timp și foarte diferiți. Și asta nu e de bine, nici de rău. Nu înseamnă că ei sunt mai buni sau noi suntem mai răi. Uh-huh. Suntem diferiți. Da, e o chestie care trebuie reținută. Două etnogeneze diferite. Bun, asta știi ma ta. Vine la mine și îți dau, am numai 12 cărți de istorie. Da? Dacă vrei, vii la mine acasă și îți dau câte o carte, ai două decenii de știință. 372. Da? Bun, nu vorbim acum despre etnogeneză, că e chestiune mai complicată. Fiecare... Să am dumneata recunoști că cultura moldovenească... Da, cu regul mamei voastre, nu mai vin la voi. Dă-mi voie să-mi termin compunerea, nu? Am precizat pur și simplu. Deci, cum să spun eu, nu vă supărați că sunt atât de direct, poate nu mai vin niciodată dacă nu o să vă placă ce spun. Cantonarea în propriile prejudecăți și mediocrități nu ne ajută la depășirea stării de fapt, măcar între noi.
Dacă fiecare a venit aici cu tema învățată de acasă și nu a însușit nicio jumătate de idee altcuiva, degeaba ne-am adunat. Degeaba ne-am adunat, pentru că cine practică sau studiază liderismul știe foarte bine. Care este dușmanul numărul al succesului tău de mâine? Succesul tău de astăzi? Cunoștințele tale de astăzi? Eu sunt profesor, cum adică să-mi spună mie cineva că cunoștințele mele sunt limitate? Să acceptăm că toți avem cunoștințe limitate pe care vrem să le îmbogățim prin această comunicare. Și atunci poate că ne reușești ceva. Dar dacă fiecare vine cu ce a venit de acasă și pleacă cu... Bun. Deci, domnul Todu a spus o idee care mi se pare foarte interesantă. Noi suntem bivalenți. Ambivalenți. Nu știu cum să spun, da? Iată, vă spun experiența mea personală. Am ajuns odată pe insule Hawaii, departe de tot de aici, da? Erau 46 de bărbați la un curs de un training pentru liderism. Doi erau din România, doi erau din Rusia. Cu românii vorbeam românești, cu cei din Rusia vorbeam rusește. De fapt, unul era din Kazakhstan, dar tot rus, Valodia Frolov. Și ăștia mă întrebau în engleză, "Are you Russian?" Și spuneam, "Yes, I am Russian." Alții mă întrebau, "Are you Romanian?" "Yes, I am Romanian." Și când a fost prezentarea țărilor, eu am spus, "Domnule, eu nu sunt vinovat, I am half Russian, half Romanian." Nu eu am inventat treaba asta, așa este locul geografic, așa s-a constituit cultural și lingvistic regiunea respectivă. De ce? Eu sunt de ce eu înțeleg, da, bineînțeles, eu înțeleg și pe cei și înțeleg și pe ceilalți, numai că ei între ei nu vroiau să vorbească. Așa tău să-i în română în Balacăș. Nu așa, mi-i tuia nepălima. Români sunt, ce vorbești cu rusnașii ăștia, bă? Ce vorbești cu rusnașii? Noi pentru că sunt cu ei aceeași limbă, aceleași valori culturale, le cunoaștem și așa. Deci chestiunea asta, nu trebuie să devină, cum să spun eu, una terorizantă și obsesivă pentru noi. Oricum este. Este, dar trebuie să încercăm să depășim, da? Надо понимать, что мы чокнутые, и лечиться надо просто. Лечиться надо, ребят. Лечиться надо. Интеллектуально и психологически. Иначе мы не выздоровеем. Мурим cu синдромом acesta de teroare dinspre România sau dinspre Rusia. Dacă ești în stare, te simți la fel de confortabil tu ca intelectual și la București, și la Moscova, înseamnă că tu ești moldovean. Ești moldovean. Înseamnă că tu ai depășit sindromul de provincie, prost, de cultură acolo. Da, de cultură subalternă. Haideți să dăm exemple de vârf. Unde era mai unde simțeam mai bine? Ești și mi spune că ești basarabian. Și nu poate pronunța moldovean. Cum să ce ți se pare? Я бы что-то неизлечимо. До латини это неизлечимо. На тем. Ще. Ще излечимо. У тебя неизлечимо. Ну не могу ли, домнул. А мы спус добро то до кести, care o știm cu toții, dar nu actualizăm. Când vorbim despre desuveranizare. S-a terminat cu pacea de la Ialta. S-a terminat cu construcția arhitectonică geopolitică post Ialta. Noi înțelegem lucrurile astea. Noi suntem într-un pericol groaznic. Gata, noi trebuie să înțelegem că prin noi înșine va fi foarte greu. Deci reconstrucția geopolitică a regiunii și a lumii ne vizează și pe noi. De aceea trebuie să știm cum ne alegem aliații. Opinia mea sau convingerea mea profundă este că aliații trebuie să fie aleși pe criterii civilizaționale. Conflictul este civilizațional. Prin urmare, Occidentul ateu, agresiv și anticristic este adversarul identității noastre colective civilizaționale. Deci, coagularea pe principii civilizaționale mi se pare că va fi cea care va dicta, hai să spunem, moda în perspectivă. Nu vreau să vă mai rețin, că văd că sunt multe de spus și vă mai spun așa o chestie care știm foarte bine. Istoria o fac cei care au cel puțin doi factori. Ideea, adică conceptul, dar și voința de a o realiza. În momentul în care vom reuși să elaborăm setul de idei sau conceptul pe care noi vrem să-l apărăm și să-l promovăm în societate, acest concept de idei, această platformă necesită voință. Dar voință înseamnă curaj și spirit de sacrificiu. Nici mai mult, nici mai puțin. Asta este.